Guvernul Ciolacu prelungește valabilitatea cardurilor de energie pentru sprijinirea cetățenilor cu încă 2 luni. Fără această nouă măsură, aproape jumătate dintre beneficiari ar fi rămas cu fonduri neutilizate pe aceste carduri. Ministrul fondurilor europene, Adrian Căciu, a anunțat că și voucherele sociale vor fi alimentate cu bani până în data de 25 aprilie, pentru ca românii cu venituri mici să-și poată face cumpărăturile de Paște liniștiți. Decizia a fost luată după o discuție între premierul Marcel Ciolacu și ministrul fondurilor europene, Adrian Căciu. Am prelungit valabilitatea cardurilor de energie până la 31 mai 2024 pentru a se putea plăti facturile care ajung cu întârziere aferente lunii februarie și lunii martie. Practic tot pentru aceeași perioadă de eligibilitate, tot până la facturile aferente lunii martie. Am avut discuții și cu beneficiarii și cu furnizorii. Banii rămâneau pe card, neconsumați, și atunci am prelungit perioada. Până la 31 mai aceste carduri pot fi folosite, a explicat ministrul fondurilor europene, Adrian Căciu. Aproximativ 2,8 milioane de gospodării au primit carduri de energie în valoare de 1.500 de lei în 2 tranșe, cu care se pot achita facturile la energia electrică, gaze sau pot fi achitate lemnele de foc. Potrivit datelor de la Ministerul Fondurilor Europene, peste 1 milion de beneficiari au încă bani pe aceste carduri și, în cazul în care nu era prelungită valabilitatea lor, banii ar fi rămas neutilizați. Și voucherele sociale, de care beneficiază 2,5 milioane de români cu venituri mici, vor fi alimentate cu bani până pe 25 aprilie, așa încât să poată fi folosite la cumpărături pentru masa de Paște. La propunerea PSD, voucherele sociale vor fi acordate și în 2024, sursa de finanțare fiind din fonduri europene.